Revenind la propunerea domnului consilier, pista legată de realizarea pistelor de biciclete între locurile de parcare, respectiv trotuar, a fost și soluția pe care ne-am adoptat-o în acel moment, când am demarat proiectul Verb 1, soluție cu care n-a fost de acord poliția. Dar vreau să mai subliniez un lucru. La sfârșitul anului trecut, în baza unei finanțări pe un proiect Puro, dumneavoastră, domnul consilier, ați aprobat un master plan, care pentru noi, executiv, a devenit o lege locală. Și vreau să vă citesc ceea ce prevede acest document și cum legiferează el, de fapt, realizarea acestor piste de biciclete în zona centrală. Nu vreau să pisez doar câteva rânduri. Măsura decisivă pe secțiunea transversală recomandată este vorba de secțiunea de bulevard de la Potoria până la Piatru, recomandă reducerea la o singură bandă pe sens, e vorba de partea carosabilă. Banda pentru biciclete, într-o direcție, trebuie să fie direct situată lângă banda de circulație. În conformitate cu linia directoare germane de proiectare, benzile pentru biciclete trebuie să fie în câmpul de vizibilitate al conducătorului auto în mod continuu și nu ar trebui să fie ascunși. De exemplu, prin vehicule parcate. Amenajarea benzilor pentru bicicletele pe trotuar nu este acceptată din trei motive. Și n-aș vrea să le enumăr. Deci noi nu am făcut altceva decât să punem în practică ceea ce Consiliul Local a întrecut ca în această perioadă a aprobat. Discutăm discuții. Propunerea a fost foarte concretă și nu a fost vorba numai de mutarea către trotuar, ci și de o bordură care să nu permită autovehiculelor să pună în pericol viața bicicliștilor. A fost o propunere concretă. Ceea ce ați făcut în 2007 sau 2008, nu mai știu când s-a trasat pe jos, aia n-a fost pistă de bicicletă și poliția a avut dreptate. În mod normal trebuia ca orice proiect serios să aibă un aviz și de la circulație pentru situații de genul ăsta. Mulțumesc. Da, domnule Răzvan. N-a fost nicio bandă. Da. Pista a fost materializată prin montarea de borduri. Lucru care n-a fost acceptat de poliție. Îmi cer scuze că trebuie să vă compunzic. Există poze, există documente, procese verbale și o lungă corespondență cu poliția locală. Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre 362 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare spații verzi aferente parcii din aia. Dacă le luăm așa simplist, evident că rămânem în urmă. Puteți să rămâne unii dintre noastre în urmă ca și oameni, dar lăsați orașul să nu rămână. Realitate pentru obiectivul de investiție, amenajare, parcare subterană, piața Vramiancu din municipiul Arad. Vă propun să amânăm acest proiect, întrucât consilierii nu au primit în mape întreaga documentație. Piesele desenate ale proiectului, ale unui studiu de fezabilitate, sunt partea studiului de fezabilitate, la fel ca și piesele scrise. Iar studiul de fezabilitate este parte componentă a proiectului de hotărâre. Vreau să vă informez că nu am primit nici pe CV, nici pe e-mail, sub nicio altă formă, piese desenate în afară de o axonometrie 3D, sau nu știu cum se numește, și un plan de situație. Aici e vorba de două variante. Am văzut în comisie două din planșe, am reușit să le văd, dar pentru un studiu de fezabilitate care necesită aprofundare, pentru că este, da, un studiu tehnico-economic, e necesar ca noi să avem toate informațiile necesare în mape, în timp util. Se întâmplă cu acel monument care ne reprezintă și pe noi arătenii indii. Am o întrebare relativ simplă. Dacă acest și dacă s-a ținut seama de o unitate arhitecturală. Mulțumesc. Da, de amânare pentru consultarea documentației. Cine este pentru? Împotrivă. Domnul Zăcrăcan? Abținere. Eu cred că pentru Arad, pentru arădeni, putem vorbi pozitiv. 2011 este anul care a rezolvat un punct important din solicitarea noastră. Acea autostradă Arad-Timișoara este un vis solicitat de mult. Evident, faptul că s-a dat în circulație centura în regim de drum național se poate observa, de fapt, la nivel de trafic în municipiu. Confortul care a fost adus de către municipalitate prin investițiile în Gai, Bujac și Nicolau
din nou sunt lucruri apreciate de oameni. Putem discuta de zona istorică, putem discuta de faptul că după atâta vreme, podul Traian, un monument istoric al municipiului Arad, este reabilitat. Și cred că acea creștere economică a anului 2010, făcând ca atunci doar 7 județe să poată să atingă acest lucru, a făcut ca și anul 2011, din punct de vedere economic, să fie un an foarte bun, poziționând Aradul din nou în față la acest indicator. De aceea intrăm cu speranță în 2012, noi zone de investiții să pregătesc în municipiul Arad. Vom aborda în curând și bugetul local și de aceea cred că perspectivele pentru 2012 sunt pozitive. Împreună cu colindele suntem optimiști și vă urez tuturor la mulți ani. Mulțumesc în primul rând celor doi viceprimari, consilierilor pentru aplicarea pe care o dată în zona legiferării locale, aparatului din primărie și evident tuturor cetățenilor. La mulți ani și acum să închinăm cu un pahar de șampanie.